Vă spun bună ziua, bine ne-am întâlnit astăzi aici. Nu eram hotărât, aș vrea să mă ridic în picioare și mă ridic doar să vă văd pe toți și să vă salut în semn de respect și în semn de respect față de colegii mei de aici din fața dumneavoastră. O să stau ca să vorbim toți de jos. Ne simțim mai apropiați așa. Respectul avem în suflet și îl purtăm față de toți cei prezenți astăzi aici și în special pentru voluntari. Cu asta aș vrea să încep și chiar aș dori să vă rog să-i mai aplaudăm o dată pe voluntarii de aici. This is for you! Cu tot sprijinul și a autorităților locale și a sponsorilor și a celor de la Habitat, fără voluntari nu putem să facem aceste proiecte. Spun că Habitat for Humanity a dus în Moinești și a cultivat acest spirit de voluntariat. Am redescoperit voluntariatul la Moinești, lumea a început să voluntarieze la Moinești, moineștenii vin pe șantier, elevii din Bacău și alte grupuri din zona noastră vin aici pe șantier, pe lângă oaspeții pe care avem din străinătate. Îmi doresc să avem Moinești o stațiune turistică, să avem turiști. Este leitmotivul pe care o să-l auziți mereu de la mine în această perioadă, până când voi atinge acest obiectiv. Dar deocamdată avem turiști care vin, voluntariază, muncesc pentru Moinești, donează pentru Moinești sume de bani. Iată că avem un alt fel de turism la Moinești și ne bucurăm pentru acest lucru. Despre Habitat și proiectul Habitat for Humanity Comănești, am să mă repet aici și dați-mi voie să vă spun că aș vrea să mă repet de foarte multe ori, adică să avem cât mai multe astfel de evenimente de dedicare a caselor, pentru că la fiecare am spus că proiectul Habitat este un proiect de suflet, este primul pas pe care l-am făcut în spațiu public după ce am depus jurământul de primar în 2008, la câteva minute am fost invitat să deschid șantierul Habitat de aici, de pe strada Plopilor. De atunci și până astăzi, așa cum spunea domnul președinte, avem 7 case, 28 apartamente pe partea dreaptă a străzii. Am deschis acest șantier aici, unde deja astăzi avem 3 spații locative cu o nouă construcție în spate. Între timp, am mai construit 3 case cu 12 apartamente printr-un alt proiect, tot în parteneriat cu Habitatul, un proiect pilot în România, pe structură metalică împreună cu partenerii de la ArcelorMittal Galați. Vreau să mulțumesc celor de la Penny Market, astăzi prezenți aici, care au susținut și susțin astfel de proiecte și proiectul nostru de la Moinești. Mi-aș permite să amintesc câțiva doar dintre partenerii care au fost și în celelalte proiecte și care, așa cum îi știm, îi amintesc că mi-aș dori să-și mai amintească și ei de ceea ce au făcut și poate să revină partenerii în acest proiect. Și mă refer aici la Schweihofer, Comănești, mă refer la Dedeman și mulți alții, OMV Petrom, cu care de fapt am început acest proiect. Vreau să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean pentru că astăzi este aici și fără a încerca să iau poate din ideea de speech a domniei sale, vreau să spun că sunt bucuros astăzi că privind în jurul nostru, acum nu mai departe ieri, iată că participăm tot mai des la evenimente care marchează zona noastră. Ieri am participat la un eveniment de lansare a unei unități hoteliere Perla Slănic Moldova, foarte importantă de asemenea pentru zona noastră, pentru zona turistică a județului Bacău și nu numai a județului Bacău, a zonei Moldovei. Și astăzi suntem aici. Asta înseamnă că lucrurile se mișcă, ne dă speranțe și încredere să privim viitorul cu multă încredere. Vă mulțumesc tuturor și succes în ceea ce întreprindeți, pentru că de succesul dumneavoastră depinde și cumva
viitorul nostru. Vă mulțumesc tuturor!